Cazurile de COVID-19 noi și numărul de decese pe zi continuă să crească în mehedinți. Astăzi, Direcția de Sănătate Publică a înregistrat 177 de mehedințeni confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 la nivelul județului în ultimele 24 de ore, iar două persoane au pierdut lupta cu boala. Situația este alarmantă la nivelul județului. 177 de persoane au fost confirmate pozitiv în ultimele 24 de ore, iar alte două au decedat. Evoluția numărului de cazuri este îngrijorătoare. Rata de infectare în mehedinți a atins pragul de 5,95 la 1000 de locuitori. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 1550 persoane se află la domiciliu asimptomatice, 265 persoane sunt internate, 1340 de persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost înregistrate 177 cazuri noi de îmbolnăvire și două decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 5,95 iar la drobeta Turnu Severin avem o rată a incidenței de 9,05 la mii de locuitori. Cele mai afectate localității la nivelul județului sunt Godeanu cu rata de infectare de 11,90 la mii de locuitori, Pădina cu 9,73 și municipiul drobeta Turnu Severin cu 9,05.